slăvit să fie Domnul și bine ați venit la un cuvânt de suflet. Mi-am intitulat meditația de astăzi așa, păzește-ți inima. Cuvintele înțeleptului spuneau așa, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Suntem chemați să fim supraveghetorii propriei noastre inimi. Trebuie să ne monitorizăm cu mare atenție gândurile, sentimentele și atitudinile. Nu putem da vina pe altcineva. Noi suntem responsabili de fiecare gând, de fiecare atitudine, dacă vreți, de fiecare vorbă și sentiment. Dați-mi voie să dau două exemple. Cineva te-a ofensat. Pot avea două reacții. Poți lăsa ca amărăciunea să pătrundă în tine și iritarea și mânia sau poți să te pășești, să treci pe deasupra, să nu bagi în seamă, să te rogi, să-l binecuvintezi. Dumneata decizi. Ce vreau să te învăț e nu lăsa amărăciunea, nu lăsa iritarea, neiertarea să-ți intre inimă, că asta îți va măcina viața. Păzește-ți inima. Tu decizi dacă iritarea sau supărarea cuiva o transformi în binecuvântare pentru tine și pentru el. Mai dau un exemplu. Să mă iertați. Dragoste necurată. Știți ce e asta? Relații extraconjugale. Eu am avut multe vorbe și nu asta probabil. M-a lovit dragostea. Ce e asta? Ascultă-mă cu mare atenție. Noi suntem ființe raționale și noi hotărâm pe cine să iubim. Și vă spun de la început, orice relații extraconjugale e curvie. Chiar dacă oamenii au botezat că e dragoste, nu e dragoste, e dragoste necurată, e curvie. Ai grijă de orice gând impur, de orice femeie sau bărbat care îți face curte cu o dragoste de aceasta necurată. Există un exemplu în Sfânta Scriptură, împăratul David, mare împărat, se urca pe balconul lui să stea la relaxare, o doamnă pe nume Bathsheba, soție de general. Ea știa unde iese regele, unde stă el să se plimbe. Și acolo făcea ea baie. Și-o făcut și astăzi, și-o făcut și mâine, și poimâine. Și regele stătea acolo. Regele trebuia să plece în altă parte să se roage. Dar continua să stea și a chemat-o pe Bathsheba, a păcătuit și nu o să vă spun tot, toată povestea. Dar în sfârșit, regele David se pocăiește și Psalmul 50, miluiește-mă Dumnezeule după mare minunată și așa mai departe. David se pocăiește. Era mult mai înțelept să fi stopat din fașă orice gând și orice atitudine. Cineva spunea foarte înțelept, motivul pentru care buruienile invadează grădina e că grădinarul nu smulge din fașă orice buruiană puțin crescută. Ai grijă la inima ta. E foarte periculos dacă ți intră în inima anumite lucruri să le scoți după aceea. Întrebarea e așa, dacă totuși ai intrat, dacă totuși ai invadat, ce trebuie să fac? Îți dau patru sugestii simple în aparență, dar serioase și grele. 1. Fă o mărturisire generală. Asta înseamnă de la 7 ani, de cât ți-aduce aminte, și până acum. Mărturisește tot, toate înclinațiile. Mărturisește tot. Biblia spune, cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine și le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Îți spun așa, în spatele fiecărui păcat e o putere necurată. Când păcatul a intrat în tine, puterea necurată și-a făcut loc în tine. Dar prin mărturisire și apoi spui, mă leapă de păcatul acesta, puterea aceea necurată pleacă de la tine. Primul pas e, fă mărturisire generală.
2. Împotrivește-te diavolului, scrie Scriptura, și el va fugi de la tine. Asta înseamnă așa. Caută-ți să te supui lui Dumnezeu în toate aspectele vieții tale. Începe cu mintea. Doamne, gândurile mele sunt supuse ție. Începe cu prioritățile, cu sentimentele, cu vorbele. Dacă ești gata să te supui lui Dumnezeu, vei avea putere să te lupți cu diavolul. 3. Luptă-te cu fiecare gând cu care vine, nu lăsa să se cuibărească în mintea ta. Că dacă își face cuib acolo, va face pui. Și puii vor face fapte și viața îți va fi pusă pe un alt făgaș. Și încă ceva. Spovedește-te des. Asta înseamnă să ai un duhovnic la care să dai regulat socoteală ce poate face el să te îndrume. A mai avut cazuri și știe cum să te ajute să ieși din situația încurcată. Păzește-ți, frate, inima de orice se poate, de orice ți se pare rău. Dacă cumva ai fost ispitit, fă mărturisire generală și apoi continuă să te spovedești măcar o dată pe lună. Împotrivește-te diavolului, luptă-te cu fiecare gând. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne să avem inima curată și să o putem păstra curată. Slăvit să fie Domnul!